Prieteni, vă salutăm pe canalul Vanoc Manole. De mult ne-am mai auzit, aproximativ o lună. Practic nici nu prea am avut ce filma. Stupina este pe out, deci albinele iernează, nu prea am ce arăta, ce spune. Astăzi la noi este un eveniment foarte important, se întâlnesc mulți apicultori, chiar și internaționali, precum Dragoș Gavril, am văzut că Sami este deja în Moldova și din Ucraina va fi. Deci astăzi este o întâlnire de apicultori pe tema de populările familiilor de albini, care este cauza și de obicei când mergi la așa evenimente ai ce învăța, diferite experiență, așa că mergem și noi la această conferință, această întâlnire de apicultorilor și să vedem ce putem învăța noi de acolo, așa că revin cu detalii de la conferință, dacă sigur va fi posibil să filmez. Sănătate și ne auzim de bine! Aici domnul Mitrican dă interviu. Aici toți apicultorii interesați de subiectul de populare a familiilor de albini. Sunt foarte, foarte mulți apicultori veniți din toate zonele din Moldova, România, sunt și din Ucraina, am înțeles. Când se crește cuietul 10 rami de albine, să spunem după floarea sarmii, dacă avem 10 rami de albine, punem oxistrifuri și orice stup îl deschid va primi oxistrif, acid oxal. Poate să fie... Китайская я пчела дикая, она меньше, та же самая в Японии, да? Вот у меня значок японцев, у меня была делегация японцев, да? Апикультура. Și exact, deci să nu credeți că numai în Republica Moldova sau numai în România e problemă cu prețul mierii. Problema este generală cu prețul mierii. Și mai ales, unde trebuie să ne mai punem noi problema, de ce unii pe planeta Pământ pot produce ieftin și noi nu putem produce ca ei. O să spuneți, da, este vorba de baza amelifera. Că nu ne putem noi compara aici cu Argentina. Argentina care este un câmp fără sfârșit, cu floră sărbată. Domnul Dragoș Gavril de la oamenii noștri sămânță de Evodia explică cum să administreze corect. Da, mulțumim mult! Pastoral, am văzut albine care nu se mai întorceau la stup. Erau efectiv rămase pe floarea soarelui. Ele își pierd memoria și nu se mai întorc. Conferința s-a terminat. Ce vreau să spun este că foarte fain când sunt așa conferințe organizate să mergi, pentru că apicultorii vorbesc din experiența lor, din practica lor, asta ce îmi place, din practica lor, felul cum lucrează ei în zona lor și vezi divertismentul acesta de lucrări, vezi, însuși te vezi cu apicultorii care poate cu unii te vezi doar prin YouTube și alte canale, deci este binevenit și să mergi la așa fel de conferință. Aici este doar ceva scurt ceea ce ați văzut, eu am filmat toată discuția care au fost, deși dacă nu ești abonat, abonează-te și aprinde clopoțelul pentru a primi notificări, pentru că urmează să editez toată întâlnirea și să o postez pe canalul Vanoc Manole, așa că dacă nu ești abonat, abonează-te. Tema a fost de ce familii de albine se depopulează, deci problema anului acesta, depopularea familiilor, așa că dacă ești curios, rămâi pe canalul Vanoc Manole. Vă doresc sănătate și numai bine! Domnul să fie cu voi!